să precizez că eu cu Alina m-am cunoscut în urmă cu 13 ani. Așa. M-am uit cu admirație la pereții școlii și balustrada în brațe. Nu vine să cred că am intrat. 2007. Primul semestru de actorie la UNATC. Încă nu am început niciun fel de scenă de actorie. Tot ce facem este să alergăm îmbrăcați în negru și să facem joculețe. Nu am avut bani să-mi cumpăr ciupici și uniformă de-a noastră. Ne-au chemat la decanat și ne-au spus că pentru studenții săraci au un fond și au mers doamnele de la secretariat în piața Obor și ne-au luat ciupici. Mă uit la ceilalți colegi și mă simt vinovată că eu am intrat fără să mă pregătesc cu nimeni. Chiar dacă au fost mai multe probe, mi-e teamă că a fost doar un noroc de moment. Nu am făcut niciodată dansuri. Nici de cum balet, vioară, pian sau altceva. Suntem întrebați în continuu ce am făcut artistic înainte. Răspund, am lucrat în restaurante și la plafar. Și cânt în baie. Curastic. Mă simt mai puțin artistă decât colegii mei. Uneori tot ce-mi doresc este să dispar. Și mă duc la bibliotecă. Apare o colegă care nici ea nu e cool. Și îmi spune. Băi Alino, noi nu o să fim niciodată vreun job. Hai și noi să mergem la un casting. Ăștia de vis-a-vis fac casting pentru nunta muntă. Poate își luăm și noi măcar la figurație. Măcar să rângi, să luăm și noi. Și uite, ai și tu față de țărancă, îmi zice. Dar știi ce? Ia te jos blăza aia și ia-o pe a mea, că parcă e mai nouă. Și uite, așa m-am vins la Luca să merg. Fac două, trei poze cu o față plictisită și îmi zic, cred că nu o să iasă nimic din asta. A doua zi sunt la cursuri. Aflu că primul nostru examen de actorie adevărat va fi despre tu în camera ta. Cum trebuie să aduci lucruri, fie de la căminul de studenți, fie de acasă și să creezi un spațiu, astfel încât să poți să fii privit. Înnebnesc. Vreau să dispar și mai tare. Pe ce să le arăt? De unde vin eu? Cum să aduc eu farfurii de acolo, de la centrul de plasament? Că doar nu sunt farfurile mele. Îmi sună telefon. Bună ziua. Ați luat castingul pentru de la STNV, spune Floriela Capini. Eu cred că e o greșeală și îi spun, eu sunt Alina Șervan, să știți. Păi da, Alina, tu ai luat castingul. A, da? Urmează pentru mine 10 zile de filmare în București și pe la Vulcanii Roioș. Primul meu job de actorie. Primul meu job de actorie începe de fapt cu filmul. Prima mea scenă de actorie este cu Ana Maria Maringa. Ea-mi explică un pic scena, apoi neștiind exact ce înseamnă scenă de actorie, reacționez la ce-mi spune ea. Terminăm scena și Ana Maria îmi spune, mi-ai dat foarte mult. Eu zâmbesc și nu înțeleg exact ce înseamnă expresia, dar cred că e de bine. Îl cunosc pe set pe un tip care pare important. Lumea zice că îl cheamă Benedict Cucumber sau ceva de genul ăsta. După câteva luni mă sună și cineva și îmi spune, Alina, te-ai tuns? Nu avem suficient material cu tine în The Last Enemy și avem nevoie de tine în UK. Asta era într-o zi de luni. Vineri eram deja în UK. Prima dată când zboram cu avionul.
Mă întorc în București și Floriela mă strigă de pe geam. Alino, vino să-ți iei banii. Iar mie nu venea să cred. Eu primeam bani pentru o experiență minunată. Cu banii aia mi-am cumpărat primul calculator. M-am dus la cămin și le-am făcut cinste la toți copiii de acolo din apartament și le-am spus că nu e de la stat. Că sunt bani câștigați de mine. 2011. Royal Academy. Sunt la master. Unii dintre colegii mei au făcut școala cu prințul. Merg pe stradă cu câțiva dintre colegi și văd pe autobuz o poză cu Benedict. Ia nu știu exact cum... Așa, ceva de genul ăsta. Fața lui e peste tot. În metrou, în stații. Și le spun colegilor, să știți că eu am jucat cu el, îl știu. Pe bune, îl știu. Colegii se uită la mine și nu cred o iotă. Termin master și nu am permis de muncă și nici bani de chirie. Mă întreb ce fac eu de fapt în UK. Nu prea știu pe cine să sun, nu am bani. Și primesc un telefon de la Royal Academy pe subiectul royalties. Se explică că mă caută cei de la TV Series să-mi dea bani pentru difuzarea serialului. Bani care mi se cuvin. Wow! Ce tare! Fix banii de chirie. Morala poveștii, it's a cucumber bitch by a bitch thing. Mulțumesc mult, Floriela, că ai putut să vezi în mine un ceva. Ceva peste elementul etnic. Sper că și alții se poată vedea asta. Dacă nu, pot eu să văd. Îți mulțumesc eu, Alina, pentru această emoție pe care m-ai creat-o, pentru faptul că ești un copil. Te numesc copil pentru că ești mititică, un copil cu un caracter deosebit, sensibil, ambițios, sensibil și în același timp puternic și cred că ai fost printre foarte, foarte puțini actori care ai intrat într-o filmare fără o probă. Ea mi-a adus aminte asta. Nu știu, n-a intrat ea pe ușă așa la poza aia pentru țărancă. Mi-a inspirat mie ceva. Și, nu știu, doresc să ajung atât de sus, dar să nu uite niciodată de primul calculator. Așa, deci am aflat câte ceva despre drumul sinuos al Alinei în reactorie. Vă invit în continuare să vizionați filmul Bilet de iertare. Este debutul Alinei ca regizor de film și singură la nunta mea, film selecționat la filmul de, la festivalul de film de la Cannes 2018. Țin să precizez că Alina împreună cu echipa Bilet de iertare au terminat filmările de curând. Până când filmul va ajunge să vă ducem festivalul de film, ea vrea să împărtășim, să împărtășească povestea cu noi. Este foarte important, deci filmul este într-o fază incipientă, deci prima fază de montaj, urmează o etapă destul de importantă, postproducția scurtmetrajului, în care se lucrează la sunet, la muzică, colorizare și care
va ajuta filmul să aibă o variantă finală, probabil mai bună, nu pot să zic mai bună. Deci este într-o fază incipientă, asta vreau să vă spun, ceea ce vedem noi. Și vă invit să vedem și forma finală a filmului. Deci acum, înainte de a viziona bilete iertare, vă invit să vedeți trailerul de la Gypsy Queen, un film pe care sperăm să-l vedem anul viitor în cinematografele din țară. Și un material despre Alina în acești 10 ani. Sunt 12, 12, dar ea a zis că sună mai bine 10. Ok, sunt curioasă și eu să văd materialul. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Un an, sărăc Păpăruda, ai cam... Tu sărăc Păpăruda!